Întâlnirea cu Sfinții, prietenii lui Dumnezeu, este o continuă binecuvântare, o permanentă stare de tihnă interioară. Pelerinii petrec la marile pelerinaje, așa cum este și cel închinat Sfântului Cuvios Dimitrie, câteva clipe alături de raclele Sfinților, însă primesc bucurie cât pentru încă un an de zile când redevin pelerini. Martori la această emoționantă revedere sau primă vedere pentru unii sunt cei care trudesc la buna organizare a evenimentului. Despre bucuria acestei întâlniri, care este în primul rând vindecătoare din punct de vedere sufletesc, dar de multe ori și vindecătoare din punct de vedere trupesc, pentru că Sfinții mijlocesc în fața lui Dumnezeu pentru neputințele noastre. Vorbim în această ediție cu Gabriela Burlacu, voluntar în cadrul grupului Tineri în Acțiune. Ne bucură acest dialog acum în plină sărbătoare, aici sub grija permanentă a Sfântului Cuvios Dimitrie. Sfântul Dimitrie a fost un cuvios smerit, cu multă dragoste față de Dumnezeu și cu milă față de oameni. Când ați venit spre voluntariat, aici în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, ați avut și gândul acesta în permanență al exemplului pe care atât de frumos și de smerit ni-l oferă cuviosul Dimitrie? Da, sigur, ăsta a fost un factor care m-a determinat să vin aici. Să-mi doresc să fiu și eu ca Sfântul și fiind aproape de el, cred că e cel mai ușor să îi urmez modelul mai profund sau să încerc măcar. Oamenii petrec aici câteva minute, poate chiar câteva secunde în baldachinul special amenajat. Asta, bineînțeles, după câteva ore bune petrecute la rând. Voi, voluntarii, aveți binecuvântatul prilej de a sta ore bune aici, lângă Sfântul Cuvios Dimitrie. Găsiți asta o binecuvântare? Da, sigur că e o binecuvântare. Noi, față de pelerini, cum a spus și dumneavoastră, avem mult mai mult timp alături de Sfântul. 3 ore cât durează o tură e un timp îndelungat și se simte. Deși și ei, după ce trec pe la racla Sfântului, se vede că sunt transfigurați de bucurie și se vede și pe chipul lor. Într-adevăr, pentru noi e o binecuvântare foarte mare că putem să fim atât de mult timp lângă Sfântul. Voi surprindeți aici emoții la cald, la modul cât mai direct cu putință. Ce emoții trăiți voi personal aici, lângă racla Sfântului, în astfel de momente? Personal, întâi de toate, o cutremurare așa a faptului că putem să fim atât de aproape, că pot să fiu atât de aproape de Sfântul, o conștientizare cumva, parcă îmi trec așa toate gândurile prin minte legate de toată viața mea, ce pot să fac mai bine, mă rog la Sfântul și pentru familia mea și pentru mine. Sunt foarte multe emoții și pentru noi, cât și pentru pelerini. Cum este întâlnirea cu pelerinii? Ce vă transmit ei? Bucurie. Ieri, cred că am spus la toată lumea asta, când am fost în tură, o doamnă a venit la mine și mi-a dat o îmbrățișare. Mi-a zis că aveți și voi nevoie de energie. Deci bucurie, bucurie. Cum înțelegeți jertfa lor? Văd aici la rând, ca în fiecare an de altfel, copii, bătrâni, familii întregi care stau la rând și așteaptă să ia binecuvântare de la Sfinții pe care atât de mult îi iubesc. Cum priviți jertfa lor? Pentru că nu este una nici puțină și nici ușoară. Da, nu e ușor și timpul îndelungat sunt sigură că le e numărat acolo sus. Cred că foarte mulți vin ca să ceară ajutorul Sfântului pentru necazurile și nevoile pe care le iau ei în fiecare zi. Unii poate vin să-i mulțumească Sfântului că i-a ajutat sau să se apropie de Dumnezeu, unii poate vin să caute răspunsuri la întrebările pe care le au. Cred că foarte mulți vin pentru că simt și ei bucuria pe care o simțim și noi când suntem aici cu Sfântul. Există o amintire de suflet legată de sărbătoarea hramului Catedralei Patriarhale? Voluntar fiind sau pelerin? Voluntar, voluntar. Dacă ai și ca pelerin, o poți adăuga. Ca pelerin cred că mai degrabă, dar ca voluntar, amintire de suflet. Cred că cea mai de suflet este atunci când vin... Câți ani de voluntariat se fac? Ăsta e doar al doilea. E al doilea. Da. Okay. Dar s-au strâns mărturii în suflet, sunt convinsă. Sigur s-au strâns. Stând la... aici la racla Sfântului, oferindu-le flori oamenilor, cred că asta fac cel mai des eu personal. Și atunci le văd și expresiile de pe chip și îmi dau seama că au trecut pe la Sfântul și au primit har și s-au bucurat. Că deși sunt obosiți și au stat foarte, foarte multă vreme la coadă, se vede pe chipul lor că s-au folosit. Cum pleci acasă după o astfel de zi?
încărcată, deși obosită, că e inevitabil, încărcată de energie, de pace, așa mă duc acasă și le povestesc alor mei și sunt: mama, nu știi ce zi frumoasă am avut pe deal. De unde ești, Gabriela? De aici, din București. Ești studentă? La Facultatea de Psihologie și Științele Educației. În ce an ești studentă? Anul 2. Și spre voluntariat, cum ai venit? Îmi povesteai că îți dorești să-l urmezi în exemplul bunătății pe Sfântul Cuvios Dimitrie, dar dincolo de această latură duhovnicească, a mai fost ceva, poate de natură socială, care te-a împins spre voluntariat? Dar cred că am vrut, știind de mică de universul acesta duhovnicesc, că am crescut într-o familie ortodoxă, am vrut să fac ceva fizic, adică mă rog la Dumnezeu, așa, dar cum pot să-i ajut pe oamenii din jurul meu cu fapte? Să împlinim faptele credinței, exact, nu? Exact, da, cum au făcut și sfinți de altfel. Și am aflat, prima mea asociație a fost Studenți pentru Viață și abia anul trecut am descoperit Tineri în Acțiune și am ajuns aici la Sfântul. Mulțumesc tare mult, Gabriela! Îți dorim să ai parte an de an de binecuvântarea Sfântului Dimitrie, pe care se vede și se simte că îl iubești nespus. Mulțumesc! Același lucru vă dorim și vouă, dragii noștri telespectatori, pentru că bucuria unui astfel de moment, a unei întâlniri atât de tainice cu sfinții plăcuți lui Dumnezeu, nu poate să fie decât dătătoare de nădejde. Thank you.